Bună seara, dragi cetățeni! Sper că ne auziți. Bine ați venit la sesiunea de întrebări și răspunsuri în privința acordului între Republica Moldova și Italia în domeniul asigurărilor sociale. Sunt alături de doamna Elena Țăbârnă, directoarea Casei Naționale a Asigurărilor Sociale, și eu sunt Corina Așder, sunt secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vreau să vă spun în câteva cuvinte, înainte să trecem la partea practică de întrebări și răspunsuri, de ce este acest acord istoric? De ce folosim anume acest termen pentru a-l descrie? Acest acord deasupra noastră în Italia, știți foarte bine că este așteptat de cel puțin 15 ani, dacă nu mai mult, și este istoric pentru că include în varianta pe care am semnat-o la 31 octombrie la Roma, include și acea prevedere esențială care prevede totalizarea perioadelor de contribuții, anii lucrați în Italia și în Republica Moldova, iar Italia în ultimele două decenii a semnat doar două astfel de acorduri care includ o asemenea prevedere. Iar Republica Moldova este și ea în această listă, nu pentru că suntem norocoși sau pentru că s-a întâmplat așa, pur și simplu, dar pentru că s-a muncit la toate nivelele și la nivel de, în special la nivel de președinție, bineînțeles, și doamna președintă Maia Sandu, la nivel de parlament, comisia parlamentară și comitetul de prietenie între Republica Moldova și Italia, domnul deputat Mihail Druță. S-a lucrat la nivel de guvern și Italia a arătat o deschidere fără precedent, ca într-un termen foarte scurt relativ, deci a fost deschisă să facem acest pas, să semnăm acest acord îmbunătățit, lucru care s-a întâmplat la data de 31 octombrie. Este și o recunoaștere a parcursului nostru european și a contribuției dumneavoastră, a celor din diasporă. Și vrem tare mult să avem această discuție pentru a înțelege care sunt beneficiile la modul concret. Știu că o întrebare pe care o are fiecare dintre dumneavoastră este: când va intra acest acord în vigoare și la ce etapă suntem acum cu aprobarea acestuia? Pentru că, așa cum bine știți, semnarea este un prim pas. Apoi procesul include două etape: aprobarea în guvern de către ambele state și aprobarea în Senat, în cazul Italiei, sau în cadrul Parlamentului, în cazul nostru. Așa că voi începe prin a răspunde la această întrebare. Chiar astăzi, în ședința de guvern, Republica Moldova a aprobat textul acordului. Urmează să mergem în Parlament în cel mai scurt timp, în săptămânile viitoare, pentru a parcurge și acești pași, iar apoi va fi semnat decretul de către președinta Maia Sandu, de promulgare a legii acestui, prin care se va aproba acest acord la nivel oficial. În Italia, de asemenea, marțea trecută, guvernul italian a aprobat textul acestui acord, deci chiar înaintea noastră. Urmează și aprobarea în Senat, iar noi suntem în legătură strânsă, atât ambasada, care comunică aproape zilnic cu deputații și Comisia de Profil din Parlament, cât și la nivel de ministere, suntem în contact pentru a insista pe urgentarea acestui pas esențial și din partea Italiei, și vom anunța imediat ce va fi finalizat acest proces. Între timp însă, haideți să înțelegem mai bine care sunt beneficiile și cum se pot pregăti cetățenii de ziua intrării în vigoare a acestui acord. Doamna Țăbârnă, ce înseamnă totalizarea pensiilor și cine va beneficia cel mai mult din acest acord îmbunătățit? Da, bună seara, stimați cetățenii, cei care ne priviți.
cea mai importantă prevedere sau normă acestui acord, într-adevăr, este totalizarea perioadelor de asigurare realizate în ambele state, ceea ce înseamnă însumarea stagiului atât în Republica Moldova, care a fost realizat, cât și în Italia. Cine beneficiază, beneficiază în special acei care nu întrunesc un stagiu minim nici pentru Republica Moldova și nici pentru Italia. Vreau să vă readuc aminte, după cum știți, pentru Republica Moldova stagiul minim este de 15 ani pentru a obține dreptul la o pensie pentru limită de vârstă. Pentru Republica Italiană acest stagiu este de minimum 20 de ani pentru a obține dreptul la pensie. Și în cazul în care o persoană, un cetățean, nu are realizat acest stagiu minim nici pentru Republica Moldova și nici pentru Republica Italiană, atunci acest acord prevede însumarea stagiului din ambele state, astfel încât la depunerea cererii să putem acorda dreptul la pensii atunci când persoana împlinește vârsta de pensii, în cazul Republicii Moldova 61 de ani femeile, 63 bărbații, și în Italia, când va împlini vârsta de 67 de ani pentru femei și pentru bărbați. Haideți să luăm și un exemplu. Dragi ascultători, urmăritori, puteți să ne lăsați în comentarii pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii sau Casei Naționale, dar a Ministerului Muncii ideal, dacă aveți întrebări specifice. Am colectat deja mai multe întrebări și pe Messenger și pe pagina de Facebook. Deci, un exemplu concret de la o membra diasporei din Italia. Cineva are 5 ani lucrați în Republica Moldova și 20 de ani de vechime în muncă în total în Italia. Va ieși la pensie cu 25 de ani de muncă aici în Italia? Cum funcționează? Este un exemplu foarte bun care poate fi și demonstrativ pentru cum vom aplica acordul și noi și partea italiană. După cum a menționat doamna Corina, avem pentru Republica Moldova doar 5 ani stagiu contributiv. Pentru a aplica legislația și a deschide un drept la pensie pentru limită de vârstă, în condițiile legii Republicii Moldova, cetățeanul are dreptul la minimum 15 ani. Altfel, nu va beneficia de pensie. Exemplu dat, avem o persoană care are 5 ani. Presupunem că este o doamnă, ca să știm la ce vârstă va ieși doamna la pensie. La 61 de ani, doamna se adresează pentru o pensie de care va beneficia în Republica Moldova. Și pentru a deschide dreptul și a însuma un stagiu de minimum 15 ani, aici Casa Națională va aplica normele acordului și va însuma 5 ani din Republica Moldova și 20 de ani realizați în Republica Italiană, astfel, în total, noi avem 25 de ani, ceea ce este mai mult decât minimum 15 ani necesar pentru Moldova. Astfel, noi vom deschide dreptul la pensii, vom aplica formula pentru a estima cuantumul pensii, iar cuantumul pensii pentru Republica Moldova se va calcula strict pentru acești 5 ani. În Italia, doamna, când va atinge vârsta de 67 de ani, va fi eligibilă pentru o pensie pentru vârstă în Republica Italiană. Odată ce legislația italiană prevede un stagiu minim de 20 de ani, este suficient pentru Republica Italiană doar stagiu realizat doar pentru Italia și atunci Republica Italiană nu va solicita o confirmare din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru acești 5 ani realizați în Moldova. Deci, practic, beneficiul acordului în acest scenariu este că persoana va primi și o bucată de pensie din Republica Moldova. Corect. Și în Republica Moldova va primi pensie pentru acești 5 ani pentru care a contribuit la noi în țară și o pensie din partea Republicii Italiene pentru acești 20 de ani contributive acolo. Dacă nu ar fi fost acordul, persoana respectivă ar fi avut dreptul doar pentru pensii din partea Republicii Italiene,
pentru că pentru Moldova persoana respectivă nu ar fi fost calificată pentru a obține dreptul. Ori, acordul a fost semnat cu acest scop ca în baza totalizării persoana stagiului, vorbim de totalizarea stagiului, persoana să obțină dreptul în ambele state de a beneficia o pensie calculată pentru cotizațiile transferate în țara respectivă. Mulțumim! Acum domnul Stanislav Ghenciu ne trimite întrebări de la mai mulți cetățeni din Italia. Întrebare. Cu 5 ani de universitate și 16 ani de muncă în Moldova, plus 22 de ani de muncă în Italia, când voi putea ieși la pensie în Italia? Sunt femeie. Sunt femeie. În Italia și femeile și bărbații se pensionează la 67 de ani. Indiferent când dumneavoastră obțineți stagiul acesta minim, doar cererea va fi acceptată atunci când îndepliniți principala condiție, vârsta de pensionare. Odată ce este doamnă și când va împlini 61 de ani, primul stat care va stabili pensia va fi Republica Moldova. Respectiv, dacă acești 5 ani, că nu sunt menționați de studii când au fost realizați, presupunem că acești 5 ani sunt realizați la studii superioare, secția de zi, până la 1 ianuarie 99, Casa Națională va însuma acești 5 ani de studii superioare la zi, plus 16 ani ca perioadă de activitate contributivă și persoana având 21 de ani stagiu de cotizare în Republica Moldova va beneficia de o pensie pentru acești 21 de ani. Ulterior, la atingerea vârstei de 67 de ani, doamna respectivă va putea solicita dreptul la pensie din partea Republicii Italiene și va confirma un stagiu de 20 sau 22. Da, 22, da. 22 de ani, respectiv Republica Italiană va stabili o pensie la 67 de ani pentru acest stagiu de 22 de ani realizați la ei. Ok. O altă întrebare, de data asta de la un domn. Dacă se unesc anii de muncă, 22 de la Moldova și 20 de la Italia, voi putea ieși la pensie în Italia datorită stagiului de muncă de 42 de ani? Sau voi fi nevoit să aștept până la 67 de ani pensia de vârstă? Odată ce domnul a realizat 20 de ani minim necesari pentru Italia, dumneavoastră veți beneficia de pensii la 67 de ani și doar pentru acești 20 de ani realizați în Italia. Republica Moldova vă va acorda pensii la 63 de ani pentru stagiul realizat în Moldova de 22 de ani. Ok. Și anii de universitate sunt un alt subiect. Dacă se adaugă acești ani la pensie, atunci când se face totalizarea da. Anilor din Moldova cu cei da. Din Italia? Da, cu siguranță da, doar că urmează să se specific. Se includ perioadele care confirmă studiile superioare la zi, realizate până la 1 ianuarie 99. Și într-adevăr, iată, care sunt documentele, ce documente ar trebui să pregătească cetățenii pentru a demonstra contribuțiile și perioadele contributive din ambele țări? În primul rând, persoana când atinge vârsta de pensionare, fie 61 sau 63 de ani pentru Republica Moldova sau 67 de ani pentru Republica Italiană, persoana se adresează, dacă se află în Republica Moldova, se adresează la Casa Națională de Asigurări Sociale. Dacă se află în Republica Italiană, se adresează la instituția omologă IMSU din Republica Italiană și împreună cu specialiștii de acolo va completa un formular și va solicita dreptul la pensie.
În formularul respectiv, specialiștii vor completa datele dumneavoastră, de exemplu, din naștere, numele, prenumele, va indica codul personal a dumneavoastră din buletinul de identitate, vom completa perioadele dumneavoastră de activitate, dacă aveți la dumneavoastră, de exemplu, carnetul de muncă care atestă perioada de activitate în Republica Moldova până la 99, îl prezentați. Dacă aveți activitate pentru Republica Italiană, este suficient doar să menționați perioada realizată de cotizare în Republica Italiană. Ulterior, Casa Națională de Sine Stătător expediază formularul în instituția omologă din Italia și va primi confirmare despre contribuțiile care le-ați efectuat, le-ați achitat în Republica Italiană. Și doar ca urmare a confirmării din Republica Italiană, noi deja vom avea dovada dumneavoastră de activitate realizată în celălalt stat și însumăm, dacă este necesar, stadiul dumneavoastră de cotizare. Alte documente suplimentare, decât, de exemplu, eu aș mai menționa, dacă este bărbat și a satisfăcut serviciul militar în Republica Moldova, evident că ar fi bine să aduceți și livretul militar, pentru că este un document care nu este digitalizat și noi nu îl putem identifica din alte baze de date. Pentru perioada de activitate a dumneavoastră, de exemplu, pe teritoriul Republicii Moldova după 1 ianuarie 99, nu este necesară nicio dovadă, pentru că toate datele se găsesc în contul dumneavoastră personal de asigurări sociale pe care îl gestionează Casa Națională de Asigurări Sociale. Vreau să vă spun că noi mizăm pe minimum de documente care o să vă deschidă, o să vă acorde dreptul la pensie. Doar vom solicita documentele care sunt lipsă și ca informații din contul dumneavoastră personal de asigurări sociale. În rest, formularul mai include și date privind contul bancar unde dumneavoastră veți dori să fie transferată pensia. Pentru că una e când dumneavoastră veniți și depuneți cererea în țara respectivă, dar alta e că dumneavoastră puteți solicita transferul pensiei, de exemplu, fiind în Moldova, dumneavoastră ați venit temporar, dar cu toate acestea dumneavoastră rămâneți să domiciliați în Italia și atunci aveți tot dreptul să primiți pensia stabilită în Italia. Adică exportul pensiei să fie realizat în Italia. Atunci când pregătesc pachetul de documente, cetățenii se întreabă și dacă este necesar să fie avut un permis de ședere în Italia pentru a fi luate în calcul contribuțiile sau important este să fie făcute aceste contribuții? Important este că dumneavoastră activați oficial și în Republica Moldova ați activat oficial și în Italia. Activitatea oficială a dumneavoastră poate fi demonstrată prin achitarea contribuțiilor. Cu alte cuvinte, munca dumneavoastră trebuie să fie declarată. Nu trebuie să munciți la negru, pentru că în asemenea condiții de muncă la negru nu beneficiați de niciun tip de prestații. Astfel, noi vă diminuăm pur și simplu stadiul de cotizare. Da. Salariul lunar, contribuții achitate în bugetul de asigurări sociale, fie în Republica Moldova, fie în Italia. Da, nu, din păcate nu putem ține cont de aceste perioade dacă nu sunt lucrate oficial. Doamna Ungureanu ne scrie pe pagina de Facebook: am 59 de ani, sunt femeie. Am lucrat în Moldova 17 ani, în Italia am 22 de ani lucrați. La ce vârstă am dreptul? La 61 sau la 67? Scuzați, nu am înțeles bine. Având 59 de ani, dumneavoastră, conform legislației Republicii Moldova, dacă v-ați pensiona astăzi vârsta este de 61, dar anticipând vârsta dumneavoastră, conform legislației Republicii Moldova, o să vă pensionați undeva în anul 2028, respectiv asta o să fie 63 de ani. Că vă reamintesc, conform legislației Republicii Moldova, vârsta de pensionare pentru doamne
crește în fiecare an 6 luni. Respectiv, anul acesta, noi pensionăm doamnele la 61 de ani, anul viitor, la 1 iulie, va fi 61-6 luni și tot așa până în anul 2028, când doamnele vor fi egalate ca vârstă de pensionare cu domnul la 63 de ani. Respectiv, dumneavoastră, având acum 59 de ani, cel mai puțin, probabil o să vă pensionați în anul 2028 la 63 de ani. Republica Moldova vă va stabili o pensie pentru aceștia 17 ani de contribuție în Republica Moldova, iar în Republica Italiană, dumneavoastră, o să vă pensionați la 67 de ani, este o vârstă stabilită, și Republica Italiană vă va calcula cuantumul pensiei reieșând din aceștia 22 de ani realizați în Republica Italiană. Deci, într-un fel, la ambele vârste o să ieșiți la pensie. În fiecare țară vi se va calcula câte o pensie în funcție de vârsta pe care o reglementează acel stat. 63 de ani până în 28 va fi în Moldova și 67 o vârstă stabilă care nu se schimbă din câte știm în Italia. Da. Acum, doamna Elena, așa, doamna Antonina Gonciarenco întreabă. Spune că are și un caz interesant pentru că se aplică perfect pe esența acordului. Bună ziua, eu am 65 de ani. În Moldova primesc pensia de vârstă. Da. Muncesc în Italia cu contract regulat timp de 14 ani. Peste 2 ani o să fiu nevoită să fac solicitările pentru 4 ani din Moldova. 6 ani, probabil. Da, este un caz foarte reprezentativ. Noi încă așa exemplu nu am avut. Acum, așa cum a menționat doamna Antonina, ea este beneficiară de pensie în Republica Moldova deja de cel puțin, hai să spunem așa, 4 ani. În Republica Italiană, dumneavoastră, vă veți adresa când veți avea 67 de ani. La 67 de ani, dumneavoastră, de exemplu, veți avea un stagiu, dacă continuați să lucrați, veți avea 16 ani. Acum aveți 14, peste 2 ani veți avea 16 ani. Stagiul minim necesar pentru Republica Italiană este 20 de ani. Respectiv, Republica Italiană va solicita confirmarea stagiului realizat în Republica Moldova, astfel ca tot stagiul pe care l-ați avut în Republica Moldova va fi însumat cu stagiul de 16 ani realizat în Italia și veți avea dreptul la pensie din partea Italiei, doar că cuantumul va fi clar calculat pentru aceștia 16 ani care îi veți avea atunci când vă veți pensiona. Veți beneficia de totalizarea stagiului de cotizare. Într-adevăr, doamna Antonina e cumva un exemplu care arată care e beneficiul de bază al acestui acord. Dacă nu aveți încă un stagiu complet în Italia, care este 20 de ani, aveți de avea 16 ani la vârsta de pensionare, Italia va adăuga, așa cum a spus și doamna Țibârnă, acești 4 ani lipsă din anii lucrați în Moldova pentru a vă deschide dreptul acolo și va achita partea lor de 16 ani. Da. Deci este, altfel nu ați fi avut dreptul la pensie. Da. În lipsa acordului ați fi avut doar pensia din Moldova și atât. Întreabă doamna Larisa Colibaba și aici e vorba despre ratificare. În Italia a ieșit deja legea în monitor oficial. De pe ce dată, doamna Larisa? În Italia legea a trecut abia de guvern. Sunt următoarele etape. Deci legea trebuie aprobată în guvern, apoi trebuie ratificată și în parlamente ambele țări, Senatul Italian și Parlamentul Republicii Moldova, și noi, și Republica Moldova și Italia au trecut de etapa de aprobare în guvern. Marțea trecută, guvernul Italiei a aprobat acest proiect și astăzi Republica Moldova a aprobat în guvern acest proiect. Deci acordul încă nu este în vigoare, urmează a fi ratificat de Parlament, de parlamentele ambelor țări, iar se lucrează, se cooperează și se discută între părți despre cum putem avansa cât mai rapid cu acești pași și ambasada va anunța și ministerul va anunța când va fi finalizat acest proces. Acum însă ne putem pregăti și ne putem înarma cu informații pentru a fi gata atunci când acordul va intra în vigoare. Doamna Zina Svistun întreabă: am 64 de ani, 19 lucrați în Moldova, 18 în Italia.
pot deja primi pensie din Italia. Doamna Zinaida, când o să împliniți 67 de ani, adică peste 3 ani, dumneavoastră o să puteți beneficia de pensie în Italia. Italia, la cei 18 ani pe care îi aveți realizați, o să mai solicite încă 2 ani din Republica Moldova pentru a totaliza un stagiu minim de 20 de ani. Ok. Dacă domnul Stanislav Ghenciu, din nou, foarte activ contributor la discuția noastră, dacă am semnătura electronică, pot depune cererea pentru pensie din Italia prin internet? Bună întrebare. Din câte noi cunoaștem, da, există posibilitatea de a pune un formular prin intermediul paginii web al Institutului, spunem așa, Fondului de Pensii, Instituția Omologă a Casei Naționale, și o puteți depune prin intermediul paginii web. Doar că ulterior discuțiile dintre instituția respectivă și Casa Națională deja e pe partea instituției pentru a confirma diferite perioade de activitate a dumneavoastră. În Republica Moldova, dacă vă veți afla în acea perioadă când aveți dreptul la pensie în Republica Moldova, noi vă sugerăm să vă apropiați la orice structură teritorială a Casei Naționale, indiferent unde vă aflați, ca să completați formularul cu ajutorul colegilor noștri. Bun, așa cum am auzit și în discuția de până acum, să amintim cetățenilor că stagiul minim de cotizare în Republica Moldova este de 15 ani, iar vârsta de pensionare este de 63 de ani la bărbați și 61 pentru femei, dar va urca până la 63 până în 2028. Iar în Italia, stagiul minim de cotizare este de 20 de ani, cu vârsta de pensionare de 67 de ani. Cum am explicat alături de doamna Țibârnă și în discuția de azi, dacă nu întruniți condițiile minime în nicio țară privind stagiul de cotizare, în baza acordului, anii lucrați în Moldova și anii lucrați în Italia se vor aduna pentru a deschide dreptul la pensie. Aspectul ăsta este foarte important. Dar avem, iată, întrebări și despre persoanele care au deja stagii complete și pensii stabilite în ambele țări. Care ar trebui să fie așteptările lor de la acest acord? Care sunt beneficiile? Li se va adăuga ceva la pensie? Care este beneficiul pentru ei? Principalul beneficiu pentru aceste persoane care deja sunt cu pensii stabilite în ambele state este exportul pensiei. Exportul pensiei înseamnă consimțământul persoanei de a primi pensia fie în Republica Moldova, fie în Republica Italiană. Presupunem că persoana care și-a stabilit dreptul la pensie în ambele state domicilează în Republica Italiană și rămâne acolo cu domiciliu. Atunci persoana respectivă poate solicita exportul pensiei din Republica Moldova la un cont bancar deschis în Republica Italiană. Și invers, dacă persoana este beneficiară de pensie în Republica Italiană, dar domicilează în Republica Moldova, s-a reîntors în țara de Baștin, în satul natal, această persoană poate deschide un cont bancar în Republica Moldova și să-și primească pensia din Italia pe contul bancar din Republica Moldova. Astfel de procedură noi numim exportul pensiei și vreau aici să menționez că toate taxele de comision care țin de exportul pensiei dintr-o țară în alta se acoperă, de exemplu, pentru Republica Moldova, acoperă Casa Națională de Asigurări Sociale din cheltuielile administrative sau din cheltuielile bugetului de asigurări sociale, și din partea Republicii Italiene, când va exporta pensia în Republica Moldova, partea italiană acoperă tot spectrul de taxe de comision care sunt conexe cu acest transfer în Republica Moldova. Quantumul pensii transferate nu va fi diminuat cu comisioanele aplicate. Și încă o mică nuanță, Republica Moldova, când exportă pensia în Italia, o va exporta în euro. Republica Italiană, dacă va exporta pensia în Moldova, la fel va fi exportată în euro.
Ok. Mai avem întrebări, ele continuă să vină și asta e foarte bine. Haideți să-i răspundeți domnului Ion Petru dacă până la urmă anii de muncă se însumează sau nu. Da. Da, se însumează. Și pentru Republica Moldova, când veți opta pentru pensia din Republica Moldova, și pentru Republica Italiană atunci când veți opta dreptul la pensie în Republica Italiană. Eu aici bănuiesc, doamna Corina, că persoana vrea și cuantumul pensii să fie calculat, ieșind din stadiul acesta însumat. Aici, încă o dată, vă readuc aminte că noi însumăm stagiul pentru a deschide dreptul la pensie, pentru a va primi în legislația cu privire la pensie, da? Să fiți pensionar a Republicii Moldova. Și pentru asta, dumneavoastră, trebuie să aveți un stagiu minim de 15 ani. În acești 15 ani, ca să demonstrăm că sunt minim 15 ani, o să însumăm stagiul din Moldova și din Republica Italiană. În caz contrar, dacă nu este însumarea stagiului, dumneavoastră pur și simplu nu o să aveți dreptul să deveniți pensionar în Republica Moldova. Cuantumul pensii sau mărimea pensiei pe care o veți beneficia, ea va fi calculată doar în baza contribuțiilor, care este o sumă de bani care se transferă în bugetul de asigurări, care au fost transferate în Republica Moldova pentru Republica Moldova, pentru stagiul respectiv, și Republica Italiană va calcula mărimea pensii, cuantumul pensii, doar în baza contribuțiilor pe care dumneavoastră le-ați transferat în Republica Italiană. Și o întrebare care ar putea, la fel, răspunsul ar putea să clarifice această situație, de la doamna Nina Călugăreanu. Am 28 de ani lucrați în Moldova și 10 ani în Italia. Ce mă așteaptă? Peste 4 luni împlinesc 67 de ani. Doamna Nina, la 67 de ani, dacă vă aflați în Italia, o să depuneți cerere sau solicitare, formular de a obține dreptul în Republica Italiană. Republica Italiană, la acești 10 ani pe care aveți lucrat oficial în Republica Italiană, va solicita din partea Republicii Moldova o confirmare și încă a stagiului realizat în Republica Moldova. Respectiv, noi vom confirma stagiul dumneavoastră de 27 de ani. Italia va însuma 10 ani realizați în Italia plus 28 de ani realizați în Moldova. Dumneavoastră veți avea 38 de ani stagiu însumat în ambele state, în ambele țări. Respectiv, aveți un stagiu care depășește stagiul minim necesar pentru Republica Italiană, care, readuc aminte, este de 20 de ani. Respectiv, Republica Italiană vă va stabili pensia, vă va acorda dreptul la pensie la 67 de ani, iar cuantumul pensiei, mărimea, da, banii pe care dumneavoastră o să-i obțineți, vor depinde de aceștia 10 ani contributivi în Republica Italiană. Adică cuantumul va fi calculat doar din contribuțiile dumneavoastră în Republica Italiană. Și în lipsa unui acord, doamna Nina nu ar avea pensie în Italia, corect, ar avea doar pensia din Republica Moldova. De asta, pentru dumneavoastră, doamna Nina, acordul este o noutate foarte bună și sper că până împliniți 67 de ani să fie aprobat la toate nivelele necesare și ratificat, pentru că întrebau și colegii și alți cetățeni, totuși când va fi ratificat. Deci viteza cu care se mișcă lucrurile este destul de bună. Noi am semnat acordul la data de 31 octombrie, iar deja, deci în prima parte a lunii noiembrie, este votat atât de guvernul italian, care a votat înaintea noastră, deci se mișcă lucrurile bine acolo, și am votat și noi astăzi în guvern, iar documentul merge înainte în procedură obișnuită în Senatul italian, care trebuie să voteze
acest document, acest acord pentru a ratifica, apoi sau în paralel în Parlamentul nostru. Repet, pentru cei care s-au conectat mai târziu, că suntem în contact regulat, atât la nivel de ambasadă, la nivel de guvern, cu colegii din Italia și facem tot posibilul ca acest acord să fie aprobat și să intre în vigoare cât mai rapid posibil. Mai avem o întrebare, mai avem mai multe întrebări, de fapt. Întreabă doamna Nadejda Băleanu dacă este vreo diferență unde facem documentele pentru pensie, unde trimitem cererea, în Moldova sau să venim în Italia? Nu este nicio diferență. Unde împliniți vârsta și la moment vă aflați, de exemplu, dacă vă aflați în Republica Moldova atunci când împliniți vârsta, fie pentru Republica Moldova, fie împliniți vârsta pentru a stabili o pensie în Italia, vă adresați la orice structură teritorială a Casei Naționale de Asigurări Sociale, colegile mele o să vă ajute să completați formularul, iar dacă vârsta de pensionare o împliniți în Italia, de exemplu, și sunteți cu domiciliu acolo, vă aflați pe teritoriul Italiei la moment când decideți să depuneți o cerere, poftim, o puteți face atât electronic cât vă apropiați la instituția de pensii din Republica Italiană. Oriunde acordul permite adresarea persoanei, oriunde nu s-ar afla, fie în Moldova, fie în Italia, pentru a solicita oricare din pensii. În Moldova, încă o dată readuc aminte, puteți solicita pensia italiană. Dacă vă aflați aici, aveți 67 de ani, poftim, vă adresați la noi, noi vă facem solicitările necesare, formularele le completăm și deja corespondăm cu colegii noștri din Italia ca să vă asigurăm că o să aveți o pensie stabilită cât mai curând posibil. La fel, dacă vă aflați în Italia, colegii din Italia o să faciliteze schimbul de informații cu noi, astfel încât dumneavoastră să obțineți dreptul la pensie și în Republica Moldova prin intermediul colegilor noștri din Italia. Și această prevedere, această noutate este parte a acordului semnat acum 31 octombrie, pentru că o scurtă notă istorică. Noi avem un acord cu Italia semnat încă în 2021, dar care nu includea două prevederi esențiale. Una este totalizarea, deci însumarea acestor stagii realizate în Moldova și în Italia. De asemenea, nu prevedea posibilitatea de a aplica, de a trimite o cerere pentru pensie în ambele țări, dar doar în Italia, dacă îmi amintesc corect, și asta înseamnă că omul trebuia să se deplaseze, dacă nu e în Italia, să facă un drum, omul în vârstă, cu documente, să meargă încolo pentru a trimite documentele. Acordul nou, semnat la 31 octombrie, schimbă radical aceste două omisiuni. Da, unul include o prevedere privind totalizarea perioadelor pentru deschiderea dreptului la pensie, deci cei care nu au 20 de ani în Italia și 15 ani în Moldova, li se vor aduna perioadele lucrate în ambele țări, ca și cum ar fi lucrate pe teritoriul celălalt, exact, într-o singură țară, și pot depune cererea potrivit acordului îmbunătățit oriunde, atât în Republica Moldova cât și în Italia, fără diferențe de, deci, cu același statut legal. Întrebările se adună destul de rapid, așa că voi trece prin ele. Am 64 de ani, zice doamna Aida Iavorskaya. În Moldova lucrați 15 ani și în Italia 5 ani legitim cu contribuții plătite. Când, la ce vârstă pot primi pensia din Italia? La 67 de ani, cu siguranță, puteți depuneți formularul, solicitarea pentru a obține dreptul la pensie și încă o dată mai confirmăm și pentru doamna Aida, partea italiană va solicita confirmarea stagiului și în Republica Moldova pentru a însuma minimum 20 de ani necesari pentru Italia ca să aveți dreptul la pensie în Republica Italiană. Exact. Și doamna Evorska, într-adevăr, nu ar fi avut dreptul la pensie în condițiile în care nu ar fi avut acest acord. Deci este veți fi o beneficiară directă a acestui acord. Domnul Ion Bucur, de ce nu ați cerut pentru badante să iasă la pensie mai devreme, că fac un lucru greu fizic și psihic? Mulțumesc!
Da, am să răspund eu, cu toate că noi avem un acord semnat între ambele state, dar acordul nu prevede alte condiții de pensionare decât cele specificate pentru fiecare țară în parte. Acordul nu prevede un alt sistem de pensii, da, un sistem, hai să spunem așa, comun de pensii pentru ambele state, nu. Fiecare stat aplică normele legislației proprii în statul respectiv. Doar că, încă o dată menționăm, acordul prevede și toate acordurile care sunt semnate de către Republica Moldova în domeniul securității sociale, norma principală care trebuie să fie prevăzută în aceste acorduri este însumarea stagiului. Pentru că o persoană poate realiza stagiul într-un stat, să se mute cu traiul, cu activitate în alt stat și atunci persoana poate să lucreze și în trei state și nu poate însuma pentru fiecare stat un minimum de ani necesar pentru fiecare legislație. Noi avem cazuri când o persoană are muncit, de exemplu, 8 ani în Republica Moldova, 15 ani în Italia și vreo 12 ani în Germania. Și atunci, cumva, pe o perioadă de viață, o persoană, având opțiunea de a lucra în diferite țări, nu poate să-și asigure un minimum de stagiu necesar pentru fiecare țară. Și acordurile pentru aceasta se semnează ca fiecare țară să însumeze stagiul de cotizare realizat în țara cu care semnează acest acord, ce este un beneficiu foarte bun din punctul de vedere a sistemului de pensii din Republica Moldova. Având și cetățenie italiană, doamna Olga Pelin întreabă, voi putea beneficia de acest acord? Sigur că da. Sigur că da. Și dacă doamna Olga a realizat și un stagiu în Republica Moldova, cu siguranță la vârsta care este prevăzută în Republica Moldova, veți beneficia și de pensii și la noi și deja și în Republica Italiană, de asemenea. Deci nu contează cetățenia, nu contează dacă ați avut statut de reședință oficială, contează ca aceste contribuții să fi fost achitate, da. Oricare ar fi cetățenia dumneavoastră, și să fi lucrat atât în Republica Moldova cât și în Italia oficial pentru a însuma aceste perioade. Mă uit la întrebarea doamnei Ana Țap, dar nu sunt sigură că înțeleg, poate mă ajutați noastră. Da. Bună seara tuturor, sănătate într-un ceas bun. În sfârșit avem 70 de ani cu staj pentru ambele 50 de ani și nu avem dreptul. Doamna Țap, poate dați mai multe detalii dacă sau ați înțeles întrebarea, doamna Țap. Am și eu întrebare, 50 de ani realizați în ambele state sau doar în Republica Moldova, adică cumva, pentru că dacă doamna se află în Republica Moldova la 70 de ani, cu 50 de ani stagiu de cotizare, cu siguranță dumneiei este beneficiară de pensie în Republica Moldova. Dacă dumneiei scrie mesaj, mă gândesc eu că face parte din diaspora care se află în Italia, da. Și atunci în acești 50 de ani cu siguranță că se găsește măcar un an de stagiu în Republica Italiană și atunci dumneavoastră, odată ce noi ratificăm acordul ambele state, dumneavoastră aveți tot dreptul să vă adresați la Institutul de Pensii în Republica Italiană ca să depuneți formularul de pensii. Dacă ați putea mai specific să spuneți acești 50 de ani, unde sunt ei realizați? Pentru că nu este clar. Da, puteți detalia eventual și revenim. Natalia Mereneanu întreabă, în Italia pensia superioară la 8.500 de euro anuală este impozitată. Ce se prevede în acest sens dacă este transferată în Republica Moldova? Bine, așa cum am menționat și mai sus, fiecare țară aplică legislația de pensionare a țării respective. Doar norma generală este de a totaliza stagiul. Și dacă Republica Italiană are un impozit care se aplică, da, impozit pe venit bănuiesc eu care în vedere doamna, el oricum va fi aplicat pentru pensia stabilită în Republica Italiană. Republica Moldova nu aplică niciun fel de impozite la pensia pe care noi o stabilim.
La fel, la exportul pensiei, Republica Moldova nu aplică taxe de comision ca să diminueze cuantumul pensiei și cu certitudine nici Republica Italiană la cuantumul pensiei care urmează să vă-l transfere în Moldova nu vor fi aplicate taxe de comision. Asta e cu siguranță. Și asta este la fel unul din beneficiile acordului atunci când vine vorba de exportul pensiilor. Avem întrebări și pe pagina Casei Naționale de Asigurări Sociale. Întreabă doamna Ecaterina Grosu, deși subiectul este un pic diferit. Dacă în Moldova și în Italia cumulativ nu am minim de existență, de aceea în Italia primesc un ajutor pentru minim de existență, probabil un fel de ajutor social, dar trebuie să prezint în fiecare an informația din Moldova. Care este atunci valoarea exportului de pensie la contul italian când în Moldova avem deschis cont bancar și avem card cu care să-l întrebuințăm în Italia? Care e valoarea exportului de pensie la contul italian? Eu să înțeleg că doamna are un card deschis în Republica Moldova care primește pensii cardul respectiv, doar că vreau să menționez atunci când doamna extrage banii de pe contul, de pe cardul respectiv în Italia, se aplică un comision atunci când se face achitările sau așa mai departe. Poate fi făcut și în felul următor. Da, adică este o soluție care acum majoritatea optează pentru asemenea soluții când încă nu avem acordul în vigoare. Este și o soluție, doar că implică careva costuri adiționale din partea beneficiarului. Odată ce va fi ratificat acordul, noi vom putea transfera suma pe un cont deschis în banca italiană, fără ca dumneavoastră atunci când scoateți numerar, orice tip de achitări faceți ca să nu beneficiați de taxa asta suplimentară de comision, cum o aveți acum pe cardurile care sunt din Republica Moldova și cu care faceți achitări acolo sau extrageți la ATM-uri numerar. Cu minimum de existență nu sunt sigur. Eu cunosc din câte ceva că atunci când dumneavoastră nu confirmați un venit în Republica Italiană care se va asigură existența și venitul acesta noi știm că îl confirmăm și Casa Națională vă emite așa fel de confirmări, certificate despre beneficiile pe care vă le dă Casa Națională. Republica Italiană, nu știu dacă asta se numește pensie, dar aceasta cu siguranță este un ajutor care el nu este parte a acordului. Parte a acordului sunt doar pensiile. Bun, pensiile și celelalte prestații din partea Italiei. Din partea Italiei, da. Așa e. Haideți să mai luăm două, trei întrebări. Întreabă doamna, așa, au mai apărut brusc câteva. Așa, doamna Ludmila Focșa. Am 65 de ani, 23 de ani în Moldova, primesc deja pensie în Moldova și 19 ani contribuiți în Italia. Cum voi primi pensia italiană? Da. Doamna Ludmila, la 67 de ani, vă adresați fie la Casa Națională, fie la Institutul de Pensii din Republica Italiană. Republica Italiană o să vă adune stagiul acești 19 ani realizați în Italia și o solicite și stagiul care este realizat în Republica Moldova, astfel că având minimum 20 de ani însumați, minimum 20 de ani, să vă acorde dreptul la pensie și să vă calculeze o pensie pentru contribuțiile achitate în Republica Italiană. Acum, doamna Călugăreanu întreabă din nou, unde se poate depune o cerere în Republica Moldova pentru a cunoaște exact câți ani sunt recunoscuți ca ani de muncă, cu tot cu studii și așa mai departe, un fel de simulator? Doamna Călugăreanu, noi am acordat pe pagina web a Casei Naționale acces la toate persoanele care au cont personal de asigurări sociale și cu siguranță dacă aveți un stagiu realizat contributiv în Republica Moldova, dumneavoastră aveți contul personal de asigurări sociale, avem mai multe opțiuni de accesa. Notați-vă, vă rog, este pagina oficială a Casei Naționale cnas.media.
În partea dreaptă există bannerul cu servicii electronice. Accesând acest banner, o să găsiți accesează contul personal de asigurări sociale. Accesarea poate fi făcută fie prin login și parolă pe care cu siguranță o dețineți, pentru că noi am avut o campanie largă de distribuire a loginurilor și parolelor pentru a accesa cont. Dacă aveți semnătură mobilă, accesați cu ajutorul semnăturii mobile sau cu semnătură electronică. Dacă dumneavoastră nu dețineți și nu aveți posibilitatea să accesați online, vă adresați la orice structură teritorială a Casei Naționale, indiferent unde vă aflați pe teritoriul Republicii Moldova, vă adresați la ghișeu, având buletinul dumneavoastră de identitate, și colegii mei de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale vă vor elibera extrasul din contul personal de asigurări sociale cu toată informația care există în cont. Și acolo dumneavoastră o să vă vedeți întreaga perioadă dumneavoastră contributivă, inclusiv până la 1 ianuarie 99, în cazul în care a fost scanat carnetul de muncă, la fel aduc aminte, Casa Națională a avut o mare campanie de informare și a solicitat din partea tuturor angajatorilor să prezinte carnetele de muncă pentru a fi scanate și a fi inclus acest stadiu în contul dumneavoastră personal de asigurări sociale, iar după 1 ianuarie 99, contul dumneavoastră conține tot salariul dumneavoastră cu contribuțiile achitate, ceea ce și este dovadă a perioadei de contributive, perioadei de cotizare, începând cu 99 până la data curentă. Da, cred că în modul ăsta răspundem și la întrebarea doamnei Silvia Bulat, care la fel întreabă cum pot calcula în prealabil pensia având 27 de ani de stagiu pedagogic, deci pe site-ul cnas.md, da. Partea dreaptă găsiți calculatorul de pensii. O întrebare interesantă. Cine a lucrat în Transnistria va putea accesa recunoașterea anilor lucrați în Transnistria în baza acordului? Dacă perioada respectivă este una contributivă, da, a fost realizat, a fost achitate contribuții, Casa Națională cu siguranță confirmă perioada respectivă și o va confirma pentru Republica Italiană atunci când veți beneficia de pensie în Republica Italiană. Doamna Elena, eu zic să... Deci să vorbim puțin și despre celelalte beneficii pe care le acoperă acordul, pentru că e vorba de pensii, dar și de pensii de urmaș, de pensii de dizabilitate. Haideți să povestiți-ne și despre celelalte beneficii și ce înseamnă ele pentru ce. Cu siguranță. Următoarea pensie, de exemplu, dacă să discutăm, este pensia de dizabilitate. Atunci când persoana obține un grad de dizabilitate, este necesar și nu este suficient doar gradul de dizabilitate confirmat, dar este necesar și de un minim de stagiu de cotizare, care se estimează atunci când persoana, la vârsta la care persoana obține acest grad. Ca să fiu mai specific, de exemplu, pentru o persoană care are 23 de ani și obține atunci un grad, este necesar minimum un an stagiu de cotizare. Cu cât înaintează persoana în vârstă și obține un gradul de dizabilitate, acest stagiu crește. De exemplu, dacă persoana are 40 de ani și mai mult, minimum de stagiu necesar este 15 ani. În acest stagiu necesar, noi includem nu doar perioada de activitate, dar și serviciul militar, la fel ca și pentru pensiile pentru limită de vârstă, îngrijirea unui copil până la 3 ani, dacă persoana a îngrijit un copil, studiile superioare la secție de zi până în 1 ianuarie 99 și la fel, pentru a demonstra acest stagiu minim de cotizare la vârsta la care dumneavoastră obțineți gradul de dizabilitate, noi la fel vom însuma stagiul de cotizare realizat în Republica Moldova și în Republica Italiană. Pensia de urmaș. Pensia de urmaș se acordă atunci când întreținătorul, fie, de exemplu, mama, fie tata, decedează și au avut o activitate, presupunem ca exemplu, în Italia. Atunci Casa Națională va stabili pensia de urmaș supraviețuitorilor, luând în considerație și stadiul contributiv realizat în Italia. Cine sunt beneficiarii pensiei de urmaș atunci când decedează un întreținător care a lucrat într-un alt stat? În primul rând sunt copiii.
copiii care au o vârstă de până la 18 ani sau după 18 ani, dacă continuă studiile la secția de zi, până la 23 de ani. Atunci, Casa Națională stabilește pensie în contum de 75% dintr-o pensie potențială calculată pentru întreținătorul decedat. Adică, iarăși, când o să calculăm pensia, luăm în considerație și la pensia de urmaș contribuțiile sau stagiul realizat în cealaltă țară cu care noi am semnat acordul. Și dacă am avut un accident de muncă în timp ce lucrez în Italia? Da, cu accident de muncă la fel se confirmă accidentul de muncă realizat în Republica Italiană. La fel, dacă persoana obține și un grad de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă, aici deja nu mai contează minimum de perioadă de activitate, dacă presupunem luăm în Italia, deja este indiferent de stadiul de cotizare realizat în Italia, doar că este necesară confirmarea acestui stadiu, pentru că Republica Moldova, când avem un accident de muncă, să achite nu doar pensia, pensia achităm, dar și o indemnizație care se achită pentru cei care au avut un accident de muncă. Și acum cred că mulți cetățeni se întreabă, bun, o să intre în vigoare acordul, o să merg sau în Republica Moldova sau în Italia și o să depun actele pentru pensii, se va completa acest formular, tot frumos, cât va dura procesul? Avem cetățeni îngrijorați că au auzit că procesul poate dura și 3-4 ani în unele cazuri. Există niște termene în acest sens? Fiecare țară aplică legislația proprie și în legislația proprie este specificat termenul de examinare a solicitărilor cetățenilor pentru a stabili pensia. De exemplu, pentru Republica Moldova, odată ce noi completăm formularul și obținem acordul părții italiene sau obținem documentul din partea părții italiene de confirmare a stagiului, Republica Moldova are 60 de zile pentru a vă stabili dreptul la pensie și a expedia către plată. Deja partea italiană chiar nu sunt la curent cât durează perioada, doar că atunci când noi întocmim din partea noastră un formular și care pleacă în Republica Italiană și noi documentăm perioada de activitate în Republica Moldova pentru partea italiană, cu siguranță noi asta o facem cât mai repede posibil. Noi avem toată informația online, da? În contul dumneavoastră personal de asigurări sociale. Se întâmplă cazuri când noi am putea solicita o confirmare suplimentară, că este o anumită perioadă care noi nu o vedem în cont, dar dumneavoastră spuneți că, uite, eu de fapt am lucrat această perioadă, atunci cu ajutorul dumneavoastră noi mai confirmăm și suplimentar și perioada care nu se regăsește în contul personal de asigurări sociale. Dar eu acum pot să vorbesc din prisma Casei Naționale, care noi avem un termen maxim reglementat, care este de 60 de zile, pentru toate tipurile de pensii, indiferent. Inclusiv cele stabilite în baza acordului cu Italia. Da. Bun, poate pe final, la nivel de întrebări tehnice, se întreabă cetățenii, contează dacă în Italia e lucrat un an sau poate jumătate de an? Se adaugă și o perioadă foarte scurtă, da. Se calculează, nu este o perioadă minimă care se ia în calcul, deci da. Oricât. Chiar și dacă aveți în Republica Italiană un an de zile lucrat, dar aveți, de exemplu, 19 ani lucrați în Republica Moldova, Republica Italiană va totaliza 19 ani din Republica Moldova cu un an din Italia, veți avea 20 de ani, vă va deschide dreptul la pensie, doar că pensia va fi calculată strict din contribuțiile vărsate pentru un an de cotizare în Republica Italiană. Și doar după ce împliniți 67 da, de ani. Da, la 67 de ani. Deci sunt două condiții, vârsta și stagiul de cotizare. Prieteni, întrebările continuă să vină. Eu cred că noi am putea să mai rămânem aici vreo 2-3 ore. Nu este ultima discuție pe care o organizăm la acest subiect. Dimpotrivă, vrem să comunicăm cât mai larg, să ajungem la cât mai mulți cetățeni în diferite formule. Sperăm că această informație ajută să clarifice întrebările de bază. Deci din nou la 31 octombrie a fost semnat
un nou acord îmbunătățit de pensii între Republica Moldova și Italia, care include o prevedere prin totalizarea stagiilor de cotizare, care permite depunerea cererii pentru pensii oriunde v-ați afla, în Republica Moldova sau în Italia, fără a trebui să călătoriți în altă țară. Noi vă stăm la dispoziție și în alte formate, cum ziceam, pentru întrebări. Ne găsiți și la adresele instituționale de mail și pe pagina de Facebook și vom fi alături de dumneavoastră cu informații în măsura necesităților și a interesului pe care îl veți arăta. Și vom veni neapărat cu noutăți privind ratificarea și intrarea în vigoare a acestui acord, lucru pe care ne-l dorim foarte mult. Știm că la asta vă gândiți, știm că asta e una din întrebările de bază și pot să vă asigur că este și pentru noi o prioritate să ducem până la capăt acest proces ca să puteți beneficia cât mai curând posibil de acest acord istoric și prevederile sale. Îi mulțumesc doamnei Țibârnă pentru că a adus claritate pe atâtea întrebări. Puteți reveni la aceste discuții pentru a vă împrospăta memoria și între timp ne găsiți pe pagina de Facebook și la adresa noastră de e-mail. Vă urez o seară liniștită și numai bine!